Ziua, bine v-am găsit. Suntem undeva pe data de 20 ianuarie, undeva în jurul orei 10 dimineața și iată Albina zboară și e foarte cald, nu bate vântul și am zis să arunc o privire în cuiburi, adică să văd unde nu e mâncare și să adaug o ramă cu hrană unde este nevoie. Așa, acum voi deschide toate coloniile, li voi arunca o privire. În caz de ceva, în caz că n-are Albina mâncare, adăugăm ramă cu miere. Scoatem o ramă mai goală și vom adăuga una cu miere. Bun, aici avem o colonie, iată, Albina s-a împrăștea pe rame, iată ce frumos s-a împrăștiat ea pe rame, zici că suntem în luna aprilie, o familie de albine așa desfăcut din cuib. Avem și fum. Nu știu dacă e neapărat benefic acest lucru, dar asta se întâmplă fiind așa cald. Ia să văd cum stă cu mâncarea. Eu iernez un pic mai strâns. Sunt nervoase și eu aș fi nervos dacă aș fi așa dat peste cap și de câteva luni bune n-am mai umblat la o ramă cu Albina. Acea reacție când parcă ai fi începător, nu e ca atunci când umbli vara în fiecare zi la ele. Arunc o privire pe rama cu mâncarea. Au mâncat o jumătate de ramă de aici. Iată așa arată. Că este mâncare, dar dacă vine frigul, atunci o să fie o problemă dacă are pui. Aici este foarte puțină mâncare. În schimb, a apărut puietul pe această ramă. Avem pui. Și puiet căpăcit. Este undeva aici. Avem puiet căpăcit. Ouă, larve. Bun. E o cantitate mică deocamdată, dar este pe a doua ramă. Să știți că câteva celule n-ar fi o problemă. De aceea este Albina și mai rea, să zicem așa.
Aici e o cantitate și mai mare de puiet. Asta să vă arăt. O cantitate mare, mare de puiet. Ia. Puiet uniform. Este o marcă de anul trecut. Bun, deci în acest caz, chiar dacă vin eu cu miere, nu mai e valabilă rama cu miere, fiindcă o să vină temperaturi de minus 12 grade, în acest caz va trebui să punem o turtă energetică deasupra și nu o jumătate. Și vom pune un kilogram. Voi încerca să vin și cu o ramă cu miere în apropierea acestui gen, aceste colonii. Să văd dacă această ramă e mai goală. Nu, e bine. E bine, are miere. Păi ea o simt în greutate și are păstură. Și are o cantitate frumoasă de păstură aici. Bun. Iată, aici avem păstura. Bine. Deci, avem căpăcit o palmă bună de puiet. Și următorul lucru care îl voi face e să strâng bine această colonie. Iată, aici a apărut mucegaiul. Avem mucegai acolo. Unde nu e acoperit de albine și e umiditate un pic, imediat apare un pic de mucegai. Bun. Am să strâng acum cuibul. Acel mucegai cu un sirop cu titri va dispărea. Nu e o problemă. Dar aici trebuie să venim cu o turtă energetică. Îi las albinei această ramă la îndemână să-și ia ea de aici mâncare. Bun. Mă duc să aduc o turtă, îi pun și ăsta este scopul acum, să punem turtele exact deasupra puietului, fiindcă albina nu se va mai deplasa, hrana este destul de puțină, chiar dacă are ramele cu miere, acea ramă cu miere va rămâne acolo, cam atât. Bun, eu cam asta fac la toți stupii, îi restrâng, până data viitoare, numai bine!